Conferința internațională Dialogul dintre știință, teologie și filozofie, organizată zilele acestea la Timișoara, a ajuns la final. Evenimentul aflat la cea de-a doua ediție s-a desfășurat sub genericul Medicină și spiritualitate și a reunit profesori, oameni de cultură și numeroși studenți. Astăzi, în ultima zi a lucrărilor, în incinta noii maternități din Timișoara, a fost vernisată o expoziție de pictură cu lucrări ale artistului plastic Mihai Teodor Olteanu. A fost o întâlnire fericită între știință, între religie, între medicină și spiritualitate. Adică spiritul omului, adică libertatea lui. Libertatea unui om e mai de preț decât orice altă bogăție de pe această lume. Pentru că dacă nu ești liber, nimic din ce Dumnezeu a creat pe pământ nu-ți poate aparține. Tot aici, profesorul Dorel Sândesc a susținut conferința cu tema Anesteziști în căutarea sufletului. E o întâlnire într-adevăr deosebită, inter- și multidisciplinară, internațională, și am participat cu mare bucurie, mai ales că ne preocupă acest tip de abordare. Noi și în congresele noastre, cele 22 de congrese care le-am făcut în acești ani, avem foarte frecvent o sesiune deschisă în care discutăm subiecte de interes general, unde invităm teologi, filozofi, fizicieni, medici, bineînțeles. Așa că am venit cu mare interes, am prezentat o conferință care s-a numit Anesteziști în căutarea sufletului și am meditat puțin pe cele două mari provocări pe care ni le-a oferit profesia noastră. Odată prin faptul că, asigurând anestezia generală, noi practic suspendăm pe o perioadă scurtă, reversibilă, starea de conștiință, de conștiență. Ori a înțelege aceste mecanisme ale anesteziei ne poate ajuta să înțelegem cel mai mare mister al omenirii, ce este conștiința. Conferința a adus și de această dată în atenție rolul de coeziune socială pe care Mitropolia Banatului, ca pol spiritual, și Academia Română, ca pol științific, îl au în orașul de pe Bega. Aseară a fost, așa cum spuneam și în cadrul conferinței, un fel de priveghere, mai ales că eram în contextul liturgic al prăznuirii Sfântului Nectarie și astăzi îl prăznuim pe Sfântul Nectarie, în care și domnul profesor Sândesc, domnul prorector, dar și alți profesori de medicină de aici din Timișoara au dat niște mărturii extraordinare, arătând legătura foarte profundă între medicină și spiritualitate. Iar astăzi, la modul foarte concret, sărbătorim aici darul vieții și este semnificativ. Vorbeam cu domnul prorector Sândesc și directorul Spitalului Județean despre faptul simbolic atunci când este deschisă o maternitate în contextul natalității de la noi, în contextul importanței sublinierii darului vieții și a cultivării acestui dar. Conferința internațională Dialogul dintre știință, teologie și filozofie a fost organizată de Arhiepiscopia Timișoarei și Academia Română, filiala Timișoara, în parteneriat cu Universitatea de Vest, Universitatea Politehnica, Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș și Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara.